Bine ați revenit la Câștigă România. Pentru noi este ediția cu numărul 600 și nu știu cât, dar pentru Iordana este ediția cu numărul 4, pentru că a câștigat, atenție domnilor, cu voi vorbesc, a câștigat 3 ediții până acum. Este un concurent excelent, elimină unul după celălalt concurenții din jurul ei, le mai dă și explicații la întrebările lor și ne bucurăm să întâlnim o asemenea persoană ca Iordana Nedelcuță. Hai să vedem cine este Eugen Buha, al doilea concurent. Salut! Și Ioan Iuliu... Și mai cum? Tirinescu. Tirinescu. Ok. Hai să pornim la drum, dacă sunteți de acord, în această frumoasă atmosferă de la Câștigă România. Concursul începe deja, nici nu ne-am dumerit bine. Galați, plecare, Botoșan, sosire. Prima rundă este de încălzire, doar că unul dintre voi se încălzește mai tare și pleacă acasă. Să vedem care dintre voi va fi acela. Deocamdată, suntem în Galați pentru Iordana. Oțelul Galați a jucat, dacă le știi și pe astea din fotbal, Oțelul Galați a jucat în anul 2011 pe celebrul stadion Old Trafford cu englezii de la Liverpool, Sampdoria, Manchester United sau Benfica. O clipă să mă gândesc. Exclus Sampdoria, Italia, Benfica, Lisabona, Liverpool și Manchester United, pe Manfield sau pe Wembley. Nu, sau le încurc. Cu... N-a jucat cu Manchester United. Cu Liverpool. Ești sigură? Old Trafford, Liverpool. Răspunsul este final. Final. Bine. Mă scos din județ dacă i-am încurcat stadioanele. Manchester. Cum? Manchester. Cu Manchester, United Manchester. A jucat... Bun. Mergem tot în Galați. Suntem, Eugen. Prima ta întrebare la Câștig România. Partener de drumeție pentru Calistrat Hogaș pe drumuri de munte a fost calul Bator, Bucefal, Pisicuța sau Jăratec? Cred că Bucefal. He, știi tu ceva? Era al lui Alexandru cel Mare. Da, da. Dar noi vorbim aici de Pisicuța, calul lui Calistrat Hogaș. Născut la Tecuci, de altfel. Interesantă întrebare. Să mergem la Iuliu. Elisa Leonida Zanfirescu, sora sculptorului capului statuii lui Iisus din Rio, a fost prima femeie inginer, astronaut, prima poetă din țară sau sora lui Ion Creangă? Prima femeie inginer. Prima femeie inginer este răspunsul corect. Și voi doi nu ați reușit să treceți de Galați, dar poate dacă folosiți varianta... Te rog, scoate-mă din județ. Scoate-mă din județ, o să încerc să te scot din județ, așa dragă. Așa vă povesteam despre Gheorghe Zanfirescu și sora lui și asta, dacă n-a fost la mine. Păi, tocmai. Pantaloni țărănești lungi, strâmți și încrețiți pe picior. Colanți, iegări, ițari sau ginși? Ițari. Ițari, răspuns corect și a ieșit din județul Galați. Eugen, tu cu ce te ocupi? Inginer. Lucrezi ca inginer, adică ce faci? Adică sunt inginer, fac vânzări, deci tehnico-comercial. Mm-hmm. Și vânzări. Ce-ți mai place să faci? Să citesc, să conduc, să călătoresc, să am companioane, adică animale, adică animale de casă. Mm-hmm. Da, ți-am mai auzit numele recent, am avut o ediție și tot parcă numele de familie era Buha. Da, soția. Are legătură? Da, da, soția. Ce legătură? E soția. Soția, serios? Și veniți așa pe rând, a?
N-ai avut curaj să vii împreună? E mai bine, părem. Mai bine separată. Da. Chiar, cum de vă găsiți pe aici? Păi ne place foarte mult emisiunea. Am urmărit-o Mulțumim. De multe ori. Ne place foarte mult. Și e un test. E un test pentru fiecare dintre noi. Exact. Chiar și pentru noi. Indiferent de rezultat, e un test foarte, foarte plăcut. Da, așa e. Mă bucur că ați venit chiar și separat. Hai să vedem, vrei să folosim varianta ajutătoare? Scoate-mă din județ, o folosim chiar acum. Instrument muzical din lemn, cu fundul acoperit din piele de capră sau oaie. Buhai, ciur, sucitor sau copaie? Buhai ar trebui să fie. Buhai este răspunsul corect. Știți cum funcționează? Se trage. Se trage de ce? De firele de păr din coada de cal. Ceva de genul. Se face un fel de sfoară care să vibreze, care să facă să vibreze de fapt acea piele și să folosească cutia de rezonanță care dă și sunetul acela grav. De buhai. Răspunsul buhai este corect, ai ieșit și tu din județ și mergem la Iuliu, care a mers până acum bine. Ai răspuns deja corect la o întrebare întreagă. Dăm județ. Vaslui. Vaslui în drumul nostru spre Botoșani. În 2003 a primit numele Dimitrie Cantemir, un parc din orașul unde a locuit o vreme. Istanbul, Tokyo, Budapesta, Londra. O să aleg Istanbul. O să alegi Istanbul pentru că este răspunsul corect. Istanbul. Corect, bravo. Excelent. Tu cu ce te ocupi? Fac agricultură, mai plantez o roșie, mai o ceapă. Mai plantez pentru tine sau pentru alții? Pentru mine. Tine. Așa, de meserie sunt inginer electrician. Ah, electrician. Am lucrat într-un la minor, în siderurgie și acum sunt pensionar. La major, da. Da. Și zi-mi, ce facem noi cu agricultura? Acum cât de cât te pricepi? Da. Tu ai roșii de alea, din semințe de alea fără... Da. Să semințe? Fie de plastic gustul? Nu, nu. Nu ai tot de alea de plastic le faci? Nu. A, nu? Nu. Și au gustul ăla din grădină de, de pe vremuri? Da. A, ce fain. Da. Bună treabă. De unde ești? Din Hunedoara. Din Hunedoara? Da. Pa. Tot am zis că mă mai duc pe acolo, că n-am mai fost de ceva vreme. Păi, să vii. Corvinul ce face? Să nu te întreb. Ca tot fotbalul românesc. Da, din păcate, da. Și județul următor, am zis că mergem Vaslui. prin Vaslui. Atenție la următoarea întrebare. Urechea ta, fie pururea deschisă la adevăr și închisă la minciuni. Îi spune lui Cuza, astrologul, mama, Mihail Cogălnicianu sau Ion Roată? Mihail Cogălnicianu. Este răspunsul... După ce a fost ales, da. Corect, așa este. Cu prilejul alegerii lui Cuza, ca domn. Răspuns corect și ne întoarcem la Eugen. Tot Vaslui. Tot Vaslui. Locuitorii din satul Valea Mare, comuna Ivănești, sunt renumiți pentru muzica de jazz, cafe-concert, fanfară, cameră. Prin eliminare ar trebui să fie fanfară. Locuitorii din satul Valea Mare, comuna Ivănești, sunt renumiți pentru muzica de fanfară. Corect. Cântă de peste 5 generații în fanfarele locale și cântă folclor autentic moldovenesc. Foarte frumos că păstrează această tradiție, cum păstrează în alte țări, nu știu, magazine, restaurante de generații, multe, multe generații, poate v-am povestit, am văzut la o... Era un... în Italia, undeva în Toscana, era un domn care avea un magazin și furniza cărămidă, gresie și așa mai departe și avea o factură din 1500 și ceva
ceva foarte vechi, un document. De atunci se întâmpla în familia lui, a furnizat cărămidă pentru biserica din acel loc. Adică, frumos, restaurantele, la fel, generații peste generații. Județul următor, pentru că este rândul tău, nu? Iași. Iașiul. Hai să vedem ce face Iașiul. Sub bagheta marelui compozitor și dirijor George Enescu, au început în 1942 reprezentațiile Filarmonicii Moldova, corului Madrigal, grupului Song, ansamblului Ciocârlia. Filarmonicii Moldova. Filarmonicii Moldova, răspuns corect și ai ajuns aproape de destinație. Ești în Botoșan, dar mai ai nevoie de o întrebare ca să mergi sigur mai departe. Iordana, atenție mare! Dăm în județ, ce faci? Iași. Iași. Așteptam ce, vrei să-l dau? Eu să dau și răspunsul la întrebări, da, nu? Unul dintre raioanele Republicii Moldova, cu care se învecinează la est, județul Iași, este Odessa, de vinuri, Ungheni sau Caraiman? Raionul Ungheni. Raionul Ungheni este răspunsul corect. Da. Eugen, acu-i-acu, dacă răspunzi corect, intri la baraj cu Iordana, dar hai să vedem ce face după aia și Iuliu. Hai, e rândul tău, deocamdată ne concentrăm la tine. Județ. Iași. Iași. La fel, Iași. Atenție la întrebare și la răspunsul pe care îl dai. Nu te grăbi. După ce a domnit în Moldova, Dimitrie Cantemir a fost apropiat consilier al țarului. Petru I, Nicolae al II-lea, Ivan sau Alexandru? Cred că Petru I. Crezi? Aleg Petru I. Ești sigur, mergi pe varianta asta? Da. Este răspunsul final. Bine? Da. Tu ce ai fi spus, Iuliu? Că nu prea ești de acord. Aș alege între Petru I și Ivan. Parcă Ivan. Aș cel spus. Groaznic sau... Ce nu, nu ce nu-ți convine la întrebarea asta? Întrebarea este perfectă și răspunsul corect este Petru I... Nicolae al II-lea este ultimul țar, Alexandru a fost contemporan cu Napoleon, s-au întâlnit ei de mai multe ori înaintea. Și Ivan cel Groaznic a fost cu totul altceva. Răspuns corect, Petru I. Mulțumesc frumos. Ce, eu îți dădeam răspuns greșit, de-aia îi mulțumesc de ei. Nu, pentru explicații. Da, foarte frumos. Completează fiecare răspuns și variantele de răspuns. Bun. Acum, dacă răspunzi corect, ești primul care sigur merge mai departe. Dacă nu, o să vină rândul lor și atunci se schimbă un pic situația. Da. Bolnav fiind, a pictat flori cu penelul legat de încheietura mâinii drepte. Nicolae Grigorescu, Tristan Țara, Edgar Degas sau Ștefan Lucian? Ștefan Lucian. Ești sigur? Da. Final? Final. Răspuns corect, Ștefan Lucian. Și a ajuns la destinație. Acum la voie bătălia. Întrebarea din județul Botoșani. Concentrare maximă. A pus bazele parazitologiei în România și a efectuat primele cercetări asupra malariei. Nicolae Leon, Victor Babeș, Ștefan Câlția sau Gheorghe Marinescu? Îl întrebăm pe Gigi, eu sper să răspundă. Pe Gigi. Tot pe Gigi, bine. Hai să sunăm pe Gigi, că tu nu l-am deranjat de mult. Da. Alo? Alo? Ce faci, Gigi? Dormeai? Nu! A, nu? Bine, bine. Tot eu sunt Virgil Ilianțu de la Câștigă România. Da, știi spune, că Virgil! Să nu încurcăm pe Iordana. E un moment important. E în Botoșani, în județ. Da. În județ, da? Fii atent la întrebare. A pus bazele parazitologiei în România și a efectuat primele cercetări asupra malariei. Dintre
Nicolae Leon, Victor Babeș, Ștefan Câlția, Gheorghe Marinescu. Tu care zici că e? Cred că este prima variantă. Nicolae Leon, Victor Babeș, Ștefan Câlția, Gheorghe Marinescu a zis prima variantă. Da, îi mulțumesc așa, dar cred că n-am să-l ascult. Am să mă asum Victor Babeș. Prea nu, dacă era foarte important, aș fi știut, aș fi avut o informație că Nicolae Leon cu parazitologia, da, așa aleg Victor Babeș. Care e răspunsul final? Victor Babeș. Bine. Primul laborator de parazitologie a fost înființat la Iași de către... Păi, da, dacă tot l-ai sunat, ai trebuia să arunci greșeala la el. Nicolae Leon este răspunsul corect. Din păcate pentru tine. Gigi, îmi pare rău. Așa sunt, doamne. Nu ascultă doamnele de noi nicicum. Vezi că e bine din când în când să mai ascultăm. Să vedem ce face acum. În cazul în care răspunsul tău la următoarea întrebare este corect, merge alături de Iuliu în runda a doua. Iată întrebarea. Din 1975, Dan Condurache joacă pe scena teatrului din Sărindar, adică Teatru Masca, Teatru Mic, Teatru Evreiesc sau Teatrul Țăndărică? Teatru Mic. Teatru Mic, răspuns final? Final. Înființat în 1914 de Maria Filotti. Este pe strada Constantin Mile. Fostă... Sărindar. Sărindar. Și este răspunsul corect, Eugen. Și merg mai departe alături de Iuliu. Draga mea... Îmi pare rău. Atât. Un răspuns a fost suficient ca să te trimit acasă, deși ar trebui să-i faci cinste lui Gigi că el te-a ajutat. Da. O să avem o discuție. Dar... da. Să nu uităm în ce situație suntem. Ai câștigat 3 ediții de Câștigă România, 4.800 de lei, dar 3 ediții de Câștigă România, ce este ceva extraordinar. 3, da. Cum te simți pentru asta? 3, nu sunt mai multe, dar mă simt foarte bine, oricum. Inițial, ciudă, știu, da. Inițial, doar voiam să trec în runda a doua, să câștig o ediție, să câștig a doua ediție. Deci, am zis apoi... 4.000, cât? 4.800? Atât ai câștigat, hai să mai punem 200. Cu o întrebare Câștigă România, dar încă o dată felicitări din partea noastră a tuturor pentru evoluția ta. Hai să dăm întrebarea. Capitala statului Dac, înainte de războaiele cu Imperiul Roman, are un misterios templu circular care a suscitat numeroase ipoteze. Sarmi Segetuza Regia, Ulpia Traiana, Arsenal Park sau Stonehenge? Este asemănat cu Stonehenge, da. Sarmi Segetuza Regia. Sarmi Segetuza. Este răspunsul corect și... acele lemne pe care le vedem circulare așa sunt făcute strict pentru decorul filmului Columna. Ca să nu se creadă că sunt altceva. Că sunt datează din vremea. Da. Vremea bun. Îți mulțumim foarte mult. Felicitări. 5.000 de lei și Marea Enciclopedie Ilustrată pentru Iordana. Mulțumesc. Felicitări. Mulțumesc. Sărut mâna. Mi-a părut bine. A fost o experiență absolut senzațională, prin prezența în platou, prin verificarea cunoștințelor, prin limitele pe care ne le împingem noi mai departe decât putem uneori. Ne închipuim că putem să atingem uneori chiar la infinit, așa cum am mai povestit pe timpul emisiunii, însă suntem limitați și în timp, și în spațiu, și în cunoștințe, și ar fi bine și în
încrederea în autoîncrederea. Să ne punem nădejde în cel de sus, atunci o să fie, o să ajungem la infinit. Domnilor, să știți că e un loc onorant, având în vedere că ați avut o concurentă pe Iordana, care a fost incredibilă timp de 3 ediții. Așadar, ar trebui să vă bucurați și mai tare decât văd că o faceți acum și să fiți pregătiți pentru o rundă foarte interesantă. Eugen, Iuliu, runda a doua la Câștigă România! Variantele ajutătoare, cred că ați folosit varianta ajutătoare, scoate-mă din județ, tu ai folosit-o, tu n-ai folosit nicio variantă, nu? Bine. Hai să vedem cum arată harta și de unde plecăm, Iuliu. Iași. Din Iași plecăm. Știți cum ne duce până în Mehedinți, de... E ceva drum. Exact acolo ne duce calculatorul. Da. Și plecăm din Iași cu o întrebare. Nu uitați de variantele ce v-au rămas. Muzeul de artă înființat la Iași în 1860 are la bază ludoteca, pinacoteca, cinemateca sau gliptoteca. Pinacoteca. Pinacoteca, primul muzeu de artă din țară. Răspuns corect. Și acum, dacă stau, putem sta și jumătate de oră. Ce faci? Neamț. Asta voiam să aud. Neamț. Ne ducem în Mehedinți cu Eugen. Cu o sonoritate stranie, Mraconia nu denumește un râu, o mănăstire, un golf sau un animal. Nu cred că este un râu. Nu este un râu? Răspuns final? Așa cred, da. Bine. La fel? Ce ai fi răspuns? Nu știu. A, nu știi. Nu știu. Este o mănăstire, este un golf, dar și un râu. Nu este un animal. Luat-ar Mraconia să te ia, așa că sună, știți? Luat-ar Gaia, cum ar veni. Da. Să vedem ce se întâmplă din nou în Neamț. Ne întoarcem, de fapt. Gospodinele pregătesc pentru iarnă salată de râșcovi cu ceapă. Râșcovi fiind, Iuliu, ce crezi tu? Castraveți, andive, ciuperci sau prune? Râșcovi cu ceapă. Nu sunt nicicum. Dar... castraveți. Spun castraveți. Castraveți, final. Final, da? Da. Bine. Deci, gospodine, pregătesc pentru iarnă salată de castraveți cu ceapă. Castraveți cu ceapă. Salată de castraveți cu ceapă. Da, este. Da, cum, merg. Prune cu ceapă, mai greu, da? Mai greu. Cine știe. Este vorba despre ciuperci. Da, crezi vara în pădurile? Am ezitat între amândouă. Da. Ciupercile erau... Da. Inițial așa am vrut, dar... Da. E, mai stai puțin prin Neamțul, ce faci în Mehedinți? Hai să dăm întrebarea chiar de aici. În comuna Svinița trăiește o importantă comunitate de bulgari, croați, moldoveni sau sârbi. Având în vedere că e lângă sârbi, sârbi, aș zice. Sârbi? Da. Svinița, Svinița și sună. Aproximativ 90% sunt sârbi. Răspuns corect. Svinița, Svinia, și Svinia în sârbă, da, porc, da. Bun, județul următor. Gorj. Mergem în județul Gorj. Tu ce faci cu neamțul ăla? Scoate. Hai să te scot din județ. Da, să-mi dai un răspuns ca lumea din
din ce știi tu despre... Ia să vedem ce zice întrebarea. De ziua recunoștinței, americanii mănâncă friptură de lebădă, barză, cocoș sau curcan? Curcan. Răspuns corect, curcan. Dar ce se întâmplă cu curcanul ăla de salvează președintele în fiecare an? Moare de bătrânețe. Președintele, în general, da. Și președintele, dar nu știu de curcan. Și curcanul. Că m-am tot gândit, îl mânca altcineva, îl lasă să îmbătrânească. Și aia se poate. Da, îl probabil că îl mănâncă vicepreședintele. Da. Că l-a salvat. Președintele e salvatorul nostru. Sau îl dau opoziției. Și îl injectează cu ceva. Județul următor. Harghita. Harghita. Ne ducem în Gorj. Stațiunea Rânca este împărțită administrativ de comuna Baia de Fier și Tismana, Târgu Jiu, Novaci sau Cugir? Novaci. Te-am prins imediat, te-am văzut că știi răspunsul, am văzut cum te-ai uitat bine, bă, să nu greșesc, să nu greșesc. Asta este Novaci. Orașul Cugir este în județul Alba. Răspuns corect, Novaci. Și acum? Vâlcea. Județul Vâlcea. Tu ești în Harghita, cobori ușor, cu aspect de canion, porțiunea cea mai îngustă din cheile Bicazului, se numește Între Chei, Gâtul Iadului, Gâtul Girafei sau Gâtul Scurt. Ce zici tu, domnule? Gâtul Iadului. Gâtul Iadului este răspunsul corect. Este între cele mai spectaculoase minuni ale naturii. E paradisul alpiniștilor, așa se spune. Județul următor. Mureș. Mureș. L-am blocat. Suntem în Vâlcea. Eugen, e rândul tău. Ai dat un răspuns corect. Să vedem cum e și acesta. Dintre hidrocentralele de pe râurile interioare, hidrocentrala Ciunget este cea mai nouă, mică, veche, mare. Prin eliminare, cred că este cea mai veche. Răspuns final? Așa zic. Bine. Tu știi, Iuliu? Probabil cea mai mare, că are o cădere de apă destul de mare. 510 MW putere instalată este cea mai mare hidrocentrală de pe râurile interioare, fiind depășită doar de porțile de fier 1. Cea mai mare, într-adevăr, Iuliu avea dreptate. Și ne ducem în Mureș, unde te afli chiar tu, Iuliu. Prispa casei tradiționale se numește în zonă Laiță, Zbeng, Living, Târnați. Să zicem târnați. Să zicem târnați. Da. Normal. La tine cum se zice? Târnați. Normal. Și la noi. Târnați. Dar chiar voi ce vis acolo? Că nici Ardele nu vis, dar nici Bănățeni. Cumva așa, cam ați mai luat din Ardealul pic. Cam bine. Cam între. Între, bine. Și la mine e mai complicat. De ce? Amestec și de slovaci și de... maghiari. Da? Da. Apucăturile de care sunt? Românești. Ah, românești? Românești. Ne-am dedat, cum s-ar zice. Dă-mi un județ. Alba. Județul Alba. Și acum tu trebuie să pleci de acolo odată și odată, că ai un drum destul de lung până la Iași. De asta e bun și județul pe care l-ai în avans. Ei bine, nici să nu stai pe loc. De iubire, Maria Dragomiroiu cântă din tăcere și cuvânt în fac. Cântece să-ți cânt, pace pe pământ, curaj prin vânt, avere prin cânt. Din tăcere și cuvânt în fac. Cântece să-ți cânt.
Așa este, răspuns corect. Cântece să-ți cânti. Până am mai avut o piesă cunoscută, să mai cântești concurenții, să ne mai distrăm, să ne mai, știi? Să ne mai exersăm urechile. Județul următor. Argeș. Județul Argeș. Iuliu, tu ești destul de aproape. Deocamdată ești în Alba. Rudolf Eisenmenger a fost medicul care a inventat primul plămân artificial numit și bioplămân, bioputere, biomotor sau biosănătate. Bioplămân. Bioplămân. Zici că ai zis târnați mai înainte, așa de sigur pe tine. Bioplămân, răspuns greșit. Este biomotor. N-aș fi crezut. Plămân artificial, biomotor. Da. Ne întoarcem în Argeș, la Eugen. Zinca Golescu, împreună cu soțul ei, Dinicu Golescu, înființează școala Slobodă Obștească, un liceu de fete, Academia Militară sau un spital? Școala Slobodă Obștească nu am auzit. Un spital, zic. Răspuns final? Da. Bine. Eu aș fi zis școala Slobodă Obștească. Că altfel... Prima școală superioară în mediul rural, înființată în 1826, pe moșia lor de la Golești. Primea fete, băieți, copii de boieri sau de oameni simpli și chiar de robi. Prima școală Slobodă Obștească este răspunsul corect, să ținem minte. Zinca și Dinicu Golescu înființează această școală Slobodă Obștească. Ne ducem în Alba Iulia din nou. Tu ai greșit aici răspunsul? Da. Și mai poți folosi varianta ajutătoare, scoatem din județ sau... Nu. Nu. Bine, atunci mergi înainte. Catedrala Încoronării din Alba Iulia poartă hramul Sfânta Treime, Sfânta Parascheva, Sfânta Fecioară Maria sau Sfânta Ana? Întreb un prieten. Pe cine? Pe Liliana. Cine? Liliana. Liliana fiind? Soția. Soția, m-am gândit. Acu, Iacu, să te văd. O ascult sau nu? Sărut mâna, e telefon fix și vă încurcă cablu? Nu. Nu, că s-a răspuns greu. Sărut mâna, Virgil Ianțu, de la da. Câștigă România sunt. Ce faceți? Da. Ce faceți? Voiam să vă întreb, Iuliu are apucături de slovac, de ungur sau de român? Toate la un loc, câte puțin din fiecare. Sper să pot ajuta, din tot sufletul doresc Bine. Acest lucru. Da. El este în județul Alba. De acolo vine întrebare. Vecinii noștri, da. Așa, de acolo vine întrebarea și vă citesc întrebarea și variantele de răspuns. Aveți 10 secunde pentru a-mi da răspunsul pe care îl credeți a fi corect, da? Da. Bine. Catedrala Încoronării din Alba Iulia poartă hramul Sfânta Treime, Sfânta Parascheva, Sfânta Fecioară Maria sau Sfânta Ana? Deci Sfânta Treime. Sfânta Parascheva, Sfânta Fecioară Maria sau Sfânta Ana? Păi dacă au avut timp să le scrie, vreau să îi le dictez pe toate și după aia eventual stați puțin să intru pe Google. Da. Sigur, sigur, așteptăm. Sărut mâna, mulțumim de încercare oricum. Sfânta Treime, zic. Sfânta Treime, că ce să mai, dacă... Da? Da. Răspuns final. Da. Bine. Ceva am auzit din partea soției că a zis, nu? Da. Cam atât a și zis. Da. Da, dar să-i... Da, nu putem. Post. Răspuns corect, Sfânta Treime! Hai că ți-a ieșit de data asta. Da.
n-a apucat să le analizeze pe toate, dar data viitoare sigur te va ajuta dacă te mai găsești pe aici. Pentru a afla trebuie să mergem înapoi la... Mă gândesc pe la Botoșani. Unedoara. Unedoara. Mă și miram, zic, dom'le, l-a emoționat atât de tare întâlnirea cu soția de la telefon, da, dom'le. Probabil. Da. Bun, Hunedoara. Suntem în județul Argeș. Construcția barajului Vidraru și umplerea lacului au provocat dispariția totală a satului Cumpăna, Colți, Măgura, Chiajna. Colți. Colți este răspunsul final? Da. Bine. Nu știu. Aș fi zis Cumpăna. Cumpăna este răspunsul corect la această întrebare. Umplerea lacului a acoperit această mână, Cumpăna. Și suntem în Hunedoara. Cu Ofelia din Sierra Nevada a luat premiul GOPO, cea mai bună actriță în rol secundar. Dana Dogaru, Dorina Lazar, Stella Popescu sau Ana Ciontea? Suntem în județul Hunedoara. Nu e o întrebare ușoară, dar... Nu, chiar că nu e ușoară. Poți afla... Aici m-ar fi ajutat, soția. Între Dorina Lazar și Ana Ciontea, clar, dar... Sierra Nevada. Zic Ana Ciontea, la nimereală. La nimereală final, Ana Ciontea? Da. Bine. Amândouă sunt din Hunedoara și Dorina Lazar. Bine, ai nimerit-o cu întrebarea precedentă. Da, da. De data asta... De data asta... A nimerit-o iar. Răspuns corect, Ana Ciontea. Bă, băiete, ce, uite-te, știu. Județ. Îmi pare rău. Da, zic Caraș Severin. Caraș Severin, județul nu, următor. Nu, vrut Timiș, dar... Îl evităm deocamdată. Să vedem ce zice Argeșul. Hai, Eugen, hai că mai poți. Debutul lui Mircea Diaconu în cinematografie a avut loc în 1971 cu filmul Nunta lui Figaro, Fără dar, fără lăutari sau De piatră? De piatră. De piatră este răspunsul corect. Dan Pița, regizor. Doamne, când mă gândesc la regizorii ăștia, în acei ani regizau. Și unii, din fericire, mai trăiesc și se țin chiar bine. Județul următor. Brașov. Județul Brașov. Suntem în Caraș. Iuliu? Da. La campionatul europene de la Montpellier 2012, Flavius Coți a obținut aur la șah box, 50 de metri spate, aruncarea cu privirea sau sărituri. Și o să dau răspunsul final, sărituri. Sărituri? Da. Sărituri, răspuns corect. Așa este. Da. Răspuns corect și următoarea întrebare vine din Mehedinți. Totuși, un Brașov așa de control. Eugen. Este considerat părintele jurnalismului românesc din Transilvania, Pamfil Șeicaru, Lucian Blaga, George Barițiu sau George Coșbuc? Pamfil Șeicaru. Răspuns final? Da. Bine. George Barițiu. George Barițiu. 1838 a fondat la Brașov Gazeta de Transilvania. Da. Și județul Mehedinți. Este ultimul județ, probabil, de unde vine o întrebare în această rundă. Fost ziarist, guvernator al Băncii Naționale din România. În timpul primului război mondial și al Marii Uniri. Avem cele patru variante. Da. Nicolae Bălcescu, Muguri Sărescu, Cea Rosetti sau Ioan Gebibicescu.
Da, prin eliminare Ioan G. Bibicescu. Este răspunsul final? Da. Este și ultima întrebare din rundă, pentru că răspunsul este corect și Iuliu câștigă această ediție, câștigă România. Domnule, ce să-i facem? Ai avut concurenți buni lângă tine, tu ți-ai ales. Uite-te ce ți-au făcut. Eugen, o întrebare, câștigă România și o carte. Este 20 de hectare de sol arid și din loc în loc, câte o emanație de gaz natural, care bolborosește la suprafață un mâl viscos și rece. Focul viu, pietrele mișcătoare, cetățile ponorului sau vulcanii noroioși. Vulcanii noroioși. Ei sunt răspuns corect și se află în județul... Nu-l mai interesează în ce județ se află. Eu îi ofer această carte și 400 de lei. Mare Enciclopedie Ilustrată, domnule, mi-a părut bine. Sănătate! Un concurs foarte, foarte interesant. Întrebări frumoase, atmosferă foarte plăcută, personalul foarte amabil și foarte profesionist. Mulțumesc frumos! Poate o să mai revin, dar oricum o să recomand. Mulțumesc! Ioan Iuliu Tirinescu, câștigătorul nostru. Ce faci? Cum te simți? Bine. Relaxat, aș putea să zic, da. Da? Bravo. Hai să văd cum te relaxezi tu în runda a treia la Câștigă România. Te-ai gândit la vreun județ deja sau vedem harta? Alba. Alba. Plecăm din Alba. Valentin Uritescu și-a început cariera teatrală la Teatrul Maria Filoti din... Brăila. Brăila, județ. Mergem calm. Dublăm suma, da? Încercăm. Dăm județ. Sibiu. Sibiu. Festival folcloric ce amintește de vechile nedei ale ciobanilor din Mărginime. Are loc la... Jina. Jina, corect. Județ. Mureș. Acolo mergem. Târgu Mureș este un important centru cu reușite notabile în domeniul medicinei. Cardiovasculare. Cardiovasculare. Județ, tot Cluj. Așa. Nu te pripești. Cluj. Mergem în Cluj și aflăm că Grădina Botanică din Cluj-Napoca are un sector dedicat persoanelor cu deficiențe motrice, de limbaj, de auz sau de vedere? De vedere. De vedere, răspuns corect. Plante ale căror însușiri le fac sesizabile altfel decât vizual. Județ. Bihor. Cea mai lungă peșteră din România se află în munții Pădurea Craiului și se numește... Peștera Babei, Peștera Ursului, Peștera Vântului sau Peștera Boilor? Peștera Vântului. Vântului, corect. Și mai avem o întrebare, vezi că vin la tine și te alerg pe aici, prin studio. Arad. Arad. Ți-ai găsit Arad. Bine. Hai să vedem. În 2011, un brand local din Pecica a obținut certificarea de marcă înregistrată. Pâinea de Pecica. Pita de Pecica. Pâinea, răspuns corect și ai dublat suma, domnule. Bravo, excelent. Frumos, frumos, frumos. Concurenți foarte buni ai avut lângă tine, în special Iordana, care a câștigat 3 ediții. Da. A patra, i-ai luat-o, i-ai suflat-o și uite că ai dublat și suma. În total, pentru că ai adunat 1200 în primele două runde, 6 răspunsuri corecte, dublate 3, 3600 în total, într-o frumoasă ediție. Nu bun? E... Te mai întorci? E binișor. Mă gândesc, am timp. Da? Că... Bine, gândește-te. Noi oricum ne vedem și te luăm cu forța și în ediția viitoare. Până atunci, nu uitați de conturile noastre de Facebook, Instagram, ce mai avem, TikTok și, bineînțeles, YouTube, unde puteți revedea ediții din trecut. Din viitor nu vi le arătăm, nu facem ca alții, mi se pare oricum o tâmpenie. Dar puneți una pe carte, că nu urzică, și odihniți-vă. Noapte bună!
Mâine la Câștigă România. Ascult Folclor? Da, mai ascult. Mai unde? Rar, dar mai ascult. Pe Spotify? Unde? Nu, pe YouTube. Și din ce zonă? Din Ardeal, Moldova. Din Banat, da, nu? Din Banat. Vezi ce înseamnă să n-ai ureche? Ai cea mai frumoasă muzică, mai muzica Banat, mai muzica faină. Of, Doamne! Câștigi tu, Câștigă România!